S-a lucrat de către firme TMOCB și Pfeiffer în această săptămână la refacerea carosabilului, dar lucrările nu sunt de cea mai bună calitate, sau în anumite porțiuni lucrările nu sunt de foarte bună calitate. Ca atare le-am atras foarte serios atenția să revină, să refacă lucrările de calitate acolo unde sunt observații din partea primăriei și de asemenea să finalizeze, așa cum au promis, cum s-au angajat prin acele grafice de lucrări pe care le-au făcut în luna martie, nu mai avem de gând să le acceptăm niciun fel de prelungire. Am avut discuții în acest sens și cu directorul general al firmei TOCB, doamna Zamfir, care va fi mâine la Suceava, cu reprezentanții firmei Pfeiffer, cu domnul Stanciu, în așa fel încât se dea dispoziție celor mai de jos, pentru că se pare că ne învârtim într-o cascadă, cei de jos raportează că totul este în ordine, când vin șefii lor de la București și spun că ei știau că totul este în ordine, dar de fapt lucrurile nu stau chiar așa. Cred că până la sfârșitul acestei luni vom finaliza aceste lucrări de reparații în ceea ce privește străzile. Primarul municipiului Suceava a mai adăugat în cadrul comandamentului că pe strada Mitropoliei s-a lucrat în perioada 9-15 mai, însă de atunci nimic nu s-a schimbat. Constructorii au precizat însă că pe anumite porțiuni erau mașini, iar din acest motiv nu au putut finaliza lucrările. Cu toate acestea, reprezentanții firmei implicate în programul ISPA au promis că străzile vor fi gata până joi. Edilul șef nu s-a arătat mulțumit nici de lucrările executate pe aleea Lalelelor. Conform spuselor lui Lungu, și aici s-a lucrat la asfaltare în săptămâna 9-14 mai, însă incomplet. Probleme au fost sesizate și pe strada Aurel Vlaicu, unde nu se amorsează așa cum ar trebui. Explicația dată de reprezentantul firmei de construcție a fost aceea că din totalul de 8 oameni care lucrează aici, 4 sunt necalificați. Ei sunt o echipă de 8 oameni, 4 sunt calificați, 4 mai calificați. Jumate din ei, da, mai ascultați. Dar jumate sunt necalificați. Sunt două tipuri de lucrări. Pe partea stângă este traseul conductei de apă, pe partea dreaptă, mă rog, e canalizat. Au început ieri să refacă cu asfalt pe traseul conductei, unde exista beton. Se toarnă în condiții necorespunzătoare, în sensul că nu se amorsează complet, nu se curăță și stratul de asfalt este foarte subțire. Primarul Ion Lungu a cerut însă ca lucrurile să se remedieze cât mai curând, să se aducă forță de muncă unde este necesară, astfel încât străzile să arate așa cum ar trebui. Ați adus culi de asfalt, în ori, mergeți asfalt, aduceți oameni pregătiți. Domnul Popescu, aduceți oameni, domnule, nu vă bateți joc de asfalt, aduceți oameni pregătiți. Păi da, spune domnul Lungu, 4 au lucrat și 4 nu au lucrat. Nu, dar trebuie să fie nucleu. Da, nucleu, normal. Trebuie să ne calificați la nucleu. Deci, hai că, dacă nu ne înțelegem, am început să nu mai am răbdare. Nu putem bloca populația. Poate mai foarte apreciez, cum vreți să vă organizați, apreciez, mă organizați-vă odată. Deci, să zicem, cât de cât s-a lucrat, se pare că nu s-a lucrat de calitate. Vă spun, e valabil să vă amendați și pentru lucrările corespunzătoare. Domnul Vasincu, domnul Vătui, domnul Cerlincă, dacă lucrările corespunzătoare, la fel îi amendăm, nu e altă soluție. Domnul Popescu, vă rog, luați și rețineți. Se pare că dumneavoastră vă informează într-un fel și aici situația este tot altfel.